Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou video pe canal. În video de astăzi o să vorbim puțin despre Kendall. Acum ceva zile mi-a venit o idee super, super genială și haideți să vă spun care este această idee. Deci, ideea este în felul următor. Știți foarte bine că eu postez un clip cu Kendama pe săptămână. Deja n-am mai reușit să mai postez cât un clip pe săptămână, am postat la 2 săptămâni sau chiar 3. Și nu e bine. Din păcate nu prea am timp să învăț tricuri și astea și nici n-am timp să mă informez despre tricurile pe care trebuie să le mai învăț. Și m-am gândit așa, să-mi lăsați în comentarii la acest video ce tricuri ați vrea voi să învăț. Deci, intrați acolo în secțiunea de comentarii și lăsați un com cu ce tric vreți să învăț eu pentru următorul video cu Kendama. Dar aveți voie doar un tric. Deci, gândiți-vă bine doar la un singur trick pe care ați vrea voi să îl învăț eu și să-l fac. Deci lăsați un comentariu acolo cu un anume trick. Eu o să mă uit prin comentarii la acest video și o să aleg tricurile care îmi plac și mie. Și mă uit la ele și o să văd dacă o să reușesc să le fac. Deci mă uit și eu îmi dau seama dacă reușesc sau nu să fac acel trick. Dar eu sper să... Deci dați-mi și din alea grele că... Eu învăț. Eu zic că e o idee super, super genială să-mi lăsați voi în comentarii tricuri și eu să le învăț. Deci lăsați un com cu tricul pe care vreți să-l învăț, eu o să învăț tricurile pe care voi mi le recomandați și eu o să fac clip. Când am învățat 3-4 tricuri pe care voi mi le-ați recomandat, eu am făcut imediat un video și o să-l pun pe canal. Și trebuie să știți. Deci, după ce ați lăsat com cu trick și eu am făcut video cu tricurile pe care mi le-ați recomandat și le-am învățat, pentru că, na, o să fie complicat, îmi dați din alea complicate și astea, o să dureze ceva timp până învăț, pentru că nici nu prea am timp. Și după aia, la clipul pe care o să-l postez cu tricurile pe care le-am învățat, voi iar lăsați comuri la acel video cu ce trick vreți să fac eu, ce tricuri vreți să fac eu în următorul video. Și tot așa. Eu zic că este o idee super, super genială. Sper că ați înțeles ideea și ce trebuie să faceți. Dacă nu, lăsați com și o să vă mai explic eu în comentarii. Dar este destul de simplu. Lăsați com la videoul ăsta cu ce trick vreți să învăț și la următoarele la fel. Weekendul acesta nu am nimic pentru voi și îmi cer scuze. Weekendul următor tot așa nu o să am, pentru că plec într-o mini vacanță. Probabil o să fac un mini vlog, nu știu, să vedem. Sper să vă placă. Acum nu promit nimic dacă o să fac sau nu. Și da, pe 23, deci 23 pică duminica. Deci atunci cu siguranță o să fac un video cu Kendama, cu tricurile pe care mi le-ați recomandat voi. Și între timp eu o să învăț, că voi o să lăsați comentarii și eu o să învăț tricurile pe care mi le recomandați. Deci sper să vă placă această idee pe care am avut-o și haideți! Băgați comentarii acolo cu tricurile pe care vreți să le învăț. Și eu trebuie să mă apuc de muncă, că o să-mi lăsați niște tricuri și trebuie să le învăț și o să fie complicată treaba. Dar eu zic că este o idee super, super mișto. Nu cred că a făcut-o cineva până acum. Și țineți cont că sunt amator. Deci da, sunt amator, nu sunt expert. Nu-mi ies tricurile din prima. Nu stăpânesc chiar așa de bine Kendama. Deci, vă rog eu, aveți milă de mine, vedeți? Nici nu mi-a ieșit aici, trecuia. Da. Fail. Da, a ieșit, într-un final a ieșit. Bun. Asta a fost tot din acest video. Dați un share canalul meu, abonați-vă în caz că nu v-ați abonat și noi ne auzim în alte videouri de ale mele. Și revedem în unele dintre ele. De fapt, voi mă revedeți pe mine. Eu nu. Dar poate cine știe pe viitor, dacă o să ajung vreun YouTuber renumit, o să mă văd și cu voi și o să-mi văd abonații mei dragi care mă susțin și sunt alături de mine. Pa, pa!